2 Corinteni, capitolul 11, versetul 2 și 3. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa: căci sunt gelos pe voi cu o gelozie din Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă împățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem ca nu cumva, după cum șarpele a amăgit pe Eva prin viclenia lui, gândurile voastre să fie rătăcite de la curăția și credincioșia care este în Hristos. Amin. La școala duminicală în dimineața aceasta vă rog să deschideți Biblia la Epistola 2 Corinteni, capitolul 11. Am citit două versete aici și o să le explic în lecția aceasta. Dar haideți să vă arăt cum are legătură studiul nostru biblic de anul acesta și mai ales în aceste două luni, ultimele două luni, cum se potrivesc în imaginea aceasta a Bibliei. În luna noiembrie și decembrie încheiem studiul nostru biblic despre biserică, despre adunarea Domnului Iisus Hristos, cu această temă, glorificarea bisericii. Și dacă în luna noiembrie am vorbit despre biserică, așa cum spune în 1 Timotei 3:15, ca fiind casa lui Dumnezeu, ca fiind stâlpul și temelia adevărului, un reper al dumnezeirii aici pe pământ, un etalon al lui Dumnezeu aici pe pământ, o oglindire, că oamenii trebuie să meargă, dacă ei zic că acolo este o biserică, nu înseamnă că este o clădire, înseamnă că este o adunare de credincioși, și când un om vine la acea adunare de credincioși, trebuie să îl descopere pe Dumnezeu. Pentru că biserica trebuie să fie stâlpul și temeria adevărului. În luna decembrie vorbim despre biserică care este ilustrată în Noul Testament cu o metaforă, și anume mireasa lui Hristos. Un lucru care este mai puțin discutat în zilele noastre și uneori greșit înțeles sau neînțeles. Și spuneam, dacă biserica fiind stâlpul și temelia adevărului se referă la rolul ei și statutul ei aici pe pământ, biserica fiind mireasa lui Hristos se referă mai mult la gloria care va fi arătată în cer față de biserică, poziția de onoare pe care o va primi biserica lângă mirele ei în cer, deși, vreau să vă fac această observație, să vă atrag atenția, biserica nu va fi mireasa lui Hristos în cer, ci este mireasa lui Hristos. Da? Așa cum scrie și aici în 2 Corinteni 11:2, spune că v-am logodit cu un bărbat. Și în viziunea lui Dumnezeu, care de multe ori diferă cu viziunea lumii acesteia, logodna este ca și căsătorie. Atunci când Maria era logodită cu Iosif, era ca și soția lui, doar că nu locuiau împreună. Atunci când doi oameni sunt logodiți, ei sunt ca și căsătoriți, doar că nu locuiesc împreună. Deci căsătoria propriu-zisă va avea loc în cer. Am făcut la studiul nostru din Apocalipsa ospățul nunții mielului și o să mai vorbim luna aceasta despre acea zi, ospățul nunții mielului. Dar biserica nu va fi, ci deja este. Însă aici pe pământ nu prea este recunoscută în felul acesta și nu prea se vede înălțarea sau onoarea bisericii în felul acesta. Totuși, haideți să învățăm despre biserică fiind în felul acesta mireasa lui Hristos. Și aici, în pasajul pe care l-am citit, Apostolul Pavel spune: sunt gelos pe voi, pentru că v-am logodit un bărbat care să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca o fecioară curată, și mă tem acum ca nu cumva, după cum șarpele a amăgit pe Eva prin viclenia lui, și gândurile voastre să fie rătăcite de la curăția, de la credincioșia care este în Hristos Iisus. Pavel previzionează un pericol și vorbește despre o luptă. O luptă pentru a destabiliza și a discredita biserica și curăția adevărului. Biserica Domnului a început această luptă încă din primul secol, vedem aici, nu este doar ceva nou acum. Încă din primul secol a început această luptă pentru a discredita biserica, adunarea Domnului Iisus Hristos. Din nou vă spun, nu vorbim despre o clădire, nu vorbim despre un cult religios, nu era așa ceva în vremea aceea, ci era o adunare
de credincioși chemați deoparte de Domnul Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel este unul dintre slujitorii Domnului foarte atenți la acest pericol al lucrării false. Și nu este atât de mult vorba despre o luptă pe față de a îndepărta creștinismul. Nu se vorbește aici despre alte religii în afara creștinismului. Da? Există religii. Dar nu, Pavel nu spune despre acest pericol, că este mai mare pericolul din partea ateilor, din partea altor religii necreștine. Nu acest pericol este mai mare. Ci tocmai se vorbește aici nu despre pericolul de a-L îndepărta pe Iisus ca și personaj, de a îndepărta Biblia, de a îndepărta Biserica, conceptul acesta, ci Pavel vorbește despre pericolul acesta, despre încercarea aceasta subtilă, dar perseverentă, insistentă, de a falsifica toate aceste concepte. În versetul 4 el spune că, în adevăr, dacă vine cineva de la voi să vă predice un alt Iisus pe care noi nu l-am predicat, sau dacă primiți un alt duh de care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care nu ați primit-o, îl primiți bine. Pavel nu spune că vin budiștii, sau vin ateii, sau vin alții cu o altă religie. El vorbește, vin alții care vă predică tot Iisus, tot numele Iisus îl folosesc. Tot Biblia o deschid în fața voastră. Tot despre evanghelie vorbesc. Dar nu este aceeași pe care v-am predicat noi. Ei folosesc aceleași nume, aceleași concepte. Biserica, creștinismul, crucea, Iisus Hristos, Dumnezeu, Biblia. Dar de fapt vă vestesc niște falsuri. Acesta este pericolul. Un creștinism fals. Nu religia ateiștilor sau alte, ci niște lucruri false. De multe ori, țara noastră știm, spun oamenii că sunt creștini. Și dacă vreau să le spun oamenilor despre Iisus Hristos, ei îmi zic din prima, păi noi credem în Iisus Hristos. Noi credem în Dumnezeu. Dar zic, stai, pe care Dumnezeu? Pe cum care? E unul singur. Zic, bine ziceți, e unul singur, dar de unde îl cunoașteți voi? Pentru că se pare că Dumnezeu și Iisus Hristos în care credeți voi este puțin diferit decât Iisus Hristos în care cred eu. El este unul singur, dar îl cunoaștem din surse diferite. Unii îl cunosc de la părinți, unii îl cunosc din Sfânta Tradiție, unii îl cunosc din, moși strămoși și alții îl cunosc din Biblie. Unii îl cunosc din biserică și alții îl cunosc din Biblie. Și se pare că nu este același Iisus. Pentru că dacă ar fi același Iisus, dacă am crede în același Iisus, de ce ar mai fi atâtea grupuri diferite? De ce nu ne-am înțelege toți împreună? Răspunsul este fiindcă deși noi îl numim Iisus toți, deși noi îl numim toți, folosim aceste cuvinte, Biblia, Evanghelia, Dumnezeu, totuși noi credem în Dumnezeu diferiți, în Iisus diferiți, în concepte diferite despre ce este Biserica, despre ce este Evanghelia, despre ce este mântuirea. Și acesta este pericolul despre care vorbește Pavel aici. Spune, vin alții la voi și vă vorbesc și despre un Iisus. Dar este altul decât cel despre care v-am vorbit. Dar folosesc același nume. Vă vestesc o altă Evanghelie. Folosesc același nume, Evanghelia. Pocăința, dar este diferită față de ce v-am vestit noi. Toate acestea sunt prezentate cu același nume și pretind a fi autentice, dar nu sunt. Sunt falsuri, sunt imitații. Astfel, către sfârșitul acestui capitol, Apostolul Pavel, sau mă rog, spre mijlocul acestui capitol, la versetul 13, tot în 2 Corinteni 11, 13 la 15, Apostolul Pavel spune pe față, spune direct, iată cum stau lucrurile, oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostolii lui Hristos. Apostolul Pavel nu spune pericolul vine din partea ateilor, vine din partea celor care zic nu trebuie să credem în Dumnezeu, noi avem știință, noi avem alte lucruri. Pavel spune nu, pericolul vine din cei care spun că ei cred în Dumnezeu, care se dau drept apostoli al lui Dumnezeu, care se dau drept slujitori al lui Dumnezeu, care stau cu Biblia în mână și vorbesc. Dar sunt falși. Spune Apostolul Pavel, aici este pericolul mare.
Și spune el, nu-i de mirare, căci Satana însuși se preface într-un înger de lumină, de aceea nu e mare lucru dacă și lucrătorii lui, adică lui Satana, se prefac în lucrători ai dreptății. Lucrul acesta este adevărat, se întâmplă și Apostolul Pavel spune, mi-e teamă pentru voi, credincioșii din Corint, să nu fiți păcăliți de aceste falsuri, de acești slujitori falși care se dau drept slujitori al lui Dumnezeu. Vedeți? Nu oricine zice pace frate. Mulți sunt cei care zic pace frate. Dar nu oricine care zice pace frate chiar este fratele tău în Domnul Iisus, adică mântuit. Nu oricine zice Doamne, Doamne, și asta spune chiar Domnul Iisus, nu oricine zice Doamne, Doamne, nu oricine deschide o Biblie, nu oricine zice Doamne, Doamne, nu oricine zice rugăciunea Tatăl nostru, va intra în împărăția cerurilor. Nu oricine face multe lucruri în numele lui Dumnezeu, va intra în împărăția cerurilor. Domnul Iisus spune, niciodată nu v-am cunoscut. Nu ați lucrat cu mine? Ați folosit numele meu? Ați făcut o lucrare religioasă, ați folosit toate aceste concepte, biserică, Dumnezeu, Evanghelie și așa mai departe, dar nu vă cunosc. Unul din semnele care face diferența între bisericile nou-testamentare adevărate și multitudinea de organizații omenești care își dau titlul de biserică sau de creștini, este identificarea trecutului lor istoric până la fondatorul lor. Cum adică? Domnul Iisus Hristos spune în Matei 16:18, este versetul general al studiului nostru de anul acesta. Eu voi zidi biserica mea. Cu alte cuvinte, este Iisus fondatorul și conducătorul prezent al adunării tale sau a adunării al bisericii în care faci parte sau este un om? Da? Biserica Romano-Catolică. Ei înși spun că au fost fondați de către Petru, adică un om. Bineînțeles, ei spun că Domnul Iisus spune aici că pe această piatră, adică pe Petru, care numele lui înseamnă piatră mică, pietricică, voi zidi biserica mea. Și a susțin ei. Petru a fost la Roma și a fost primul papă. Și Iisus a spus așa că pe Petru va zidi. Dar Apostolul Petru spune el însuși în întâia sa epistolă cine este piatra. Spune acolo că Iisus este piatra de temelie, este piatra din capul unghiului și noi suntem pietre vii. El singur neagă că ar fi el piatra de temelie pe care s-a zidit biserica. Biserica Ortodoxă, bineînțeles, s-a desprins din Biserica Romano-Catolică în anul 1054, devenit Biserica Răsăritiană, Biserica Adventistă. Elena White este cea care este recunoscută ca și fondatoare acestei religii. Biserica Luterană sau Bisericile Protestante, Martin Luther, Calvin, ceilalți reformatori, Biserica Pentecostală, un om pe nume Charles Fox Parham, în America în 1873 s-a născut, este recunoscut oficial, nu zicem noi, ei zic că este fondatorul acestei religii. Deci unul din semnele care fac ușor să recunoști Biserica lui Hristos este cine a început-o. Baptiștii nu au un fondator uman, nu au niciun om care să fie început. Bine, unii sunt mai zeloși și zic Ioan Botezătorul, da? Sau Ioan Baptistul, numele lui Botezător, pentru că Baptist asta înseamnă Botezător, vine de la cuvântul a boteza, baptizo, a scufunda. Și unii îl consideră pe Ioan Botezătorul primul baptist, da? Ioan Baptistul, da? Sigur, nu este el fondatorul bisericii, ci Domnul Iisus Hristos. De asemenea, Noul Testament folosește trei metafore proeminente, trei metafore care iasă în evidență pentru a ilustra relația dintre Hristos și bisericile sale. Am vorbit deja despre două dintre ele. Noul Testament folosește cuvântul trup sau conceptul de trup pentru biserică. Biserica este trupul lui Hristos. El este capul și noi suntem mădularele. În Efeseni capitolul 4 vorbește despre lucrul acesta și spune în Efeseni 4 cu 15-16 El care este capul
din care tot trupul vine alcătuit și strâns legat, produce creștere. Biserica este considerată ca și trupa lui Hristos, el este capul. Această metaforă aduce ideea de slujire. Pentru ce folosim noi trupul? Ca să ne mișcăm, ca să facem, ca să realizăm anumite lucrări. Biserica este slujitoare. Apoi este conceptul de clădire. Și am învățat luna trecută și despre acest concept. Biserica este o clădire, o locuință a lui Dumnezeu care crește să ajungă să fie un templu. Este ideea aceasta de aici de închinare înaintea lui Dumnezeu. Templul aduce această idee de închinare. În Efeseni capitolul 2 spune aici la versetul 20: fiind zidiți pe temelia apostolilor și a profeților, piatra din capul unghiului fiind însuși Iisus Hristos, în el toată clădirea bine legată crește să fie un templu sfânt în Domnul, în care sunteți și voi zidiți împreună ca să fiți o locuință a lui Dumnezeu. Și în fine, a treia metaforă pe care o folosește Noul Testament este aceasta de mireasă. Biserica fiind mireasa lui Hristos. Aceasta duce ideea de glorificare, de onoare, de cinste care este dată bisericii, de înălțare care este dată bisericii. De aceea și tema noastră este glorificarea bisericii. Biserica stâlpul și temelia adevărului, etalonul Dumnezeirii pe pământ și biserica mireasa lui Hristos, o poziție înaltă. Asta arată și faptul că biserica aparține lui Hristos, este a lui. Haideți să ne uităm la câteva lucruri în această privință. Mai întâi, haideți să vedem cum demonstrează Biblia, Noul Testament, mai ales aceste roluri. Identificarea, primul punct este identificarea mirelui și a miresei. Sunt doar niște povești scornite de noi sau Biblia chiar vorbește despre lucrurile acestea? Să știți că unii oameni care se cred mult mai deștepți și socotesc Biblia o carte împechită, iau în derâdere unele metafore și unele asemănări pe care le face Biblia într-un mod foarte serios și lucrurile sunt cât se poate de serioase și logice, dar oamenii crezând că sunt mai deștepți și că au depășit de mult aceste tradiții învechite. Astăzi este, vorbeam și aseară cu cei care au fost la familie, se vorbește despre familia modernă, numai despre familia tradițională, este învechită, nu mai merge. Da. Și oamenii iau în derâdere aceste lucruri. Aș vrea să citim mai întâi Evanghelia după Ioan, capitolul 3, și versetul 29, Evanghelia după Ioan, capitolul 3 și versetul 29, ne spune cuvântul lui Dumnezeu așa: cine are mireasă, este mire, dar prietenul mirelui care stă și l-ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Această bucurie, deci, care este a mea, s-a împlinit. Avem aici pe Ioan Botezătorul care vorbește și vorbește despre mireasă și despre mire și despre un alt personaj, prietenul mirelui sau cavalerul de onoare, este ceea ce cunoaștem noi, cavalerul de onoare sau prietenul mirelui. Și din punct de vedere cronologic, aceasta este prima referire din Noul Testament la Iisus ca fiind mirele. Chiar înainte de, popularitatea, chiar și înainte ca și Iisus să fie foarte popular și cunoscut, atunci când încă Ioan Botezătorul era mai cunoscut și mai popular, de fapt aceasta este și discuția aici, ucenicii lui Ioan îl avertizează pe Ioan: vezi că Iisus ăsta din Nazaret ajunge mai cunoscut ca tine, o să-l urmeze mai mulți pe el, trebuie să facem ceva, nu putem să lăsăm situația așa, asta este contextul. Dar Ioan spune: nu vă faceți griji, eu nu sunt gelos pe el, nu este nicio problemă, el este cel important, el este mirele, eu sunt doar prietenul mirelui, eu sunt doar cavalerul de onoare. Și spune: cavalerul de onoare se bucură când mirele este ridicat, când este pus în față, când primește gloria. Sunt alte câteva referiri în Evanghelie apoi cu privire la Iisus ca fiind mirele. În Matei 9:15 Domnul Iisus Hristos vorbește în subiectul despre post și spune: se pot geli nunta și câtă vreme mirele este cu ei, făcând din nou referință la el. Sau în Matei 25, pilda celor 10 fecioare, spune: iată mirele vine,
ieșiți în întâmpinare. Apoi avem în epistole, unde este identificată mult mai clar și mireasa. Și Ioan Botezătorul vorbește despre mireasă. Spune cine are mireasă este mire, dar nu este, pardon, identificată prea clar acolo cine ar fi. Mirele este identificat clar, pentru că vorbeau despre Iisus acolo. Și în Evanghelie mirele este identificat clar, dar în epistole este identificată foarte clar și mireasa ca fiind biserica sau adunarea lui Iisus Hristos. Și aș vrea să citim mai întâi în Romani, capitolul 7, un verset interesant aici, în Romani, capitolul 7 și versetul 4. Epistola către Romani, capitolul 7 și versetul 4, ne spune așa: de aceea, frații mei, prin trupul lui Hristos, și voi ați murit față de lege, ca să puteți fi ai altuia, adică ai aceluia care a fost înviat din morți, ca să aducem roade pentru Dumnezeu. Despre ce vorbește aici? Aici vorbește despre biserică, din nou le scrie credincioșilor bisericii din Roma, și contextul de aici este căsătoria și legământul de căsătorie. Nu știți, fraților, versetul 1, le vorbesc ca unora care cunosc legea, că legea are stăpânirea asupra omului câtă vreme trăiește. Și apoi face o comparație între legământul cel vechi, dintre om și Dumnezeu, prin legea lui Moise, și legământul de căsătorie, dintre soț și soție. Căci femeia căsătorită este legată prin lege, prin legea căsătoriei se referă aici, de soțul ei atâta timp cât trăiește, dar când soțul ei moare, este dezlegată de legea soțului ei. Deci avem acest paralelism, această comparație între legământul cel vechi al omului cu Dumnezeu prin ținerea legii și legământul de căsătorie. Spune, acesta încetează când soțul ei moare și ea este liberă să se căsătorească cu un altul. Și versetul 4 despre asta vorbește, căsătoria fiind un legământ până la moarte. Pavel spune, noi, adică cei care am crezut, și în mod specific aici se referă la biserica din Roma, dar în mod general se referă la toți credincioșii, cei care și-au pus credința în Hristos, spune, nu știți, frații mei, că voi, adică noi care am crezut prin trupul lui Hristos, prin moartea lui Hristos, am murit față de lege? Și astfel s-a încheiat acea căsătorie, acel legământ cel vechi. Fiindcă Iisus Hristos a murit ca să ne deslege de acel legământ. El a împlinit legea, dar a murit pentru că noi meritam, după legământul legii, noi meritam moartea, fiindcă niciunul nu poate să țină legea. Toți am fost călcători și suntem călcători de lege. De aceea moartea care o datoram noi, a dat-o Iisus. Și fiecare dintre noi, atunci când credem asta, ne identificăm cu Iisus în moartea, ca și cum noi am murit. Noi am plătit pedeapsa. Și când am făcut asta, suntem dezlegați de acel legământ. Nu mai suntem sub incidența acest legământ. Dar Apostolul Pavel spune, el a făcut asta pentru voi ca să vă deslege de vechiul legământ, ca să puteți fi acum ai altuia. Să intrați într-un nou legământ de căsătorie. Cu cine? Spune clar aici. Cu acela care a înviat din morți. Adică Iisus Hristos. Ca să puteți fi ai altuia. Se referă în contextul acesta al căsătoriei. Da? Ai aceluia care a înviat din morți. Adică ai lui Iisus Hristos. De asemenea, în versetul care l-am citit la început, în 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 2, Pavel scrie bisericii din Corint și spune, v-am logodit cu un bărbat. Adică este mireasa. Biserica din Corint este mireasa acestui bărbat. În Efeseni 5, cu 32, spune cuvântul lui Dumnezeu, misterul acesta este mare, dar vorbesc despre Hristos și despre biserică. Această relație dintre Hristos și biserică, asemănată în contextul acesta cu relația dintre soț și soție, în Efeseni capitolul 5, că despre asta se vorbește, spune, este pentru mulți încă un mister, neînțeles. De unii este batjocorit.
Avem aici în Efeseni una dintre puținele 15 folosiri generice ale cuvântului biserică, eclesia sau adunare din Noul Testament. Ce înseamnă folosire generică? Observați aici în Efeseni 5 spune biserică cu literă mare. Asta înseamnă că deși această epistolă a fost scrisă specific bisericii din Efes, cuvântul este folosit în mod general și poate să însemne orice altă biserică din altă parte. Nu înseamnă biserică universală, ci înseamnă că este folosit în mod generic. General nu este egal cu universal. Când eu mă refer, sau când spune aici în Efeseni, soțiilor fiți supuse soților voștri, se referă la soție în general. Nu înseamnă că toate soțiile formează una singură universală. Înseamnă că aceeași îndemn este valabil pentru oricare soție, oricine se află în poziția aceasta. Așa este folosit și cuvântul biserică aici, în mod general, generic, pentru oricare biserică locală ar fi vorba. Efes sau oricare altă. Și apoi în Apocalipsa, capitolul 22 și versetul 17, un verset foarte frumos. Apocalipsa este chiar în ultimul capitol din Biblie, Apocalipsa 22 cu 17, spune cuvântul lui Dumnezeu așa: și Duhul și Mireasa zic vino, și cine aude să zică vino, și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Duhul și Mireasa zic vino. Cine este ea aici? Despre cine vorbește? Această referință nu doar că identifică clar Mireasa ca fiind biserica nou-testamentală, dar arată clar și care este slujba ei de a chema pe oameni la mântuire, de a chema pe oameni la apa vieții, de a chema pe oameni la Hristos, de a predica Evanghelia la orice făptură. Este foarte clar. Biserica este cea care a fost făcută responsabilă să cheme. Spune aici Duhul și Mireasa zic vino. Vino la apa vieții, veniți la mântuire, veniți la Hristos. Aceasta este biserica. Și această chemare verbală, sonoră, audibilă a bisericii exterioară este întărită prin cercetare și convingere în inimă, interioară, de către Duhul. De asta spune aici Duhul și Mireasa zic vino. Nimeni nu o să audă pe Duhul Sfânt spunând cine vrea să fie mântuit să ridice mâna în sus, să nu plecați de aici fără să vă împăcați cu Hristos. Câte vreme nu o să auziți. Biserica o să zică asta, prin slujitorii ei. Dar în timp ce biserica și slujitorii ei predică cuvântul și lansează această chemare, Duhul lui Dumnezeu vă cercetează inima și lucrează la inima omului și taie la inimă și spune omule, trebuie să faci ceva, nu mai amâna, nu mai asculta de oamenii de afară, nu mai te lua după alții, trebuie să te împaci cu Dumnezeu. Acesta este Duhul care lucrează. De asta spune aici biserica, Duhul și Mireasa zic vino. Pentru că noi nu avem nicio putere să convingem pe oameni. Și Duhul lui Dumnezeu este cel care îi cercetează. Duhul lui Dumnezeu nu-i forțează pe oameni, de aceea mulți nu sunt mântuiți, fiindcă omul este liber să hotărască. Dar Duhul lui Dumnezeu are puterea să convingă, să cerceteze. Deci iată cine este Mireasa, iată cine este Mirele. Și apoi vorbește Noul Testament despre dragostea lui Hristos pentru Mireasa sa în Efeseni capitolul 5. Începând de la versetul 25, spune aici: iubiți-vă soților soțiile, după cum și Hristos și-a iubit biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. Dragostea Mirelui, adică Iisus, pentru Mireasa sa, adică biserica, este un model aici pentru dragostea din căsnicia soțului pentru soția sa. Această dragoste trebuie să fie jertfitoare, pentru că așa a iubit Hristos pe biserica sa într-un mod jertfitor. Spune aici, s-a dat pe sine însuși pentru ea. Cu alte cuvinte, jertfa lui Iisus pe cruce nu a fost numai pentru mântuirea personală a omului, ci și pentru nașterea acestui organism care se numește biserica și pentru desăvârșirea acestui proiect. Eu voi zidi biserica mea. Și Domnul Iisus Hristos s-a dat pe sine însuși pentru acest proiect. În Evrei 12 cu 2 spune pentru bucuria care i-a fost pusă înainte. Această bucurie era și biserica, nu doar fiecare om individual care va fi mântuit.
prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, dar și biserica sa. În Efeseni 5:26 spune, după ce a curățat-o prin cuvânt, prin spălarea cu apă. Cu alte cuvinte, membrii credincioși, nu doar botezați, biserica sau în biserică, și aceasta este una din credințele majore ale baptiștilor și din cauza asta au fost persecutați de-a lungul secolelor și din cauza asta ne tragem și numele de baptiști, pentru că n-am vrut să renunțăm la această doctrină de a boteza pe cei credincioși, nu copiii mici, bebeluși. Inclusiv protestanții, Martin Luther, și au rămas cu această doctrină. Deși au avut multe învățături bune, n-au putut să renunțe la învățătura tradițională de a boteza copiii mici. Și cu alte cuvinte a considera că membrii în biserică sunt toți cei care sunt botezați. Cu siguranță ei nu pot să creadă, pentru că nu pot să primească Evanghelia, să înțeleagă la vârsta aceea. Dar aici spune Efeseni, după ce a curățat-o prin cuvânt, aici vorbește despre mântuire. Nașterea bisericii este atunci când Domnul Iisus Hristos a chemat pe cei 12 apostoli. Aceștia nu au fost evrei care, bebeluși care fuseseră tăiați în prejur, fiindcă așa se face paralelismul. Dacă în Vechiul Testament evreii se tăiau în prejur la 8 zile, acum bebelușii se botează, cum era Israelul, acum este biserica. Nu este adevărat. În primul rând că evreii, numai cei de parte bărbătească, erau tăiați în prejur, nu toată lumea. Și botezul nu este același lucru cu tăierea în prejur. Domnul Iisus Hristos nu a luat niște bebeluși ca să facă biserica sa, ci a luat niște oameni maturi care erau deja credincioși și botezați, ucenicii ai lui Ioan. Și dintre aceștia el a ales 12 și a format biserica sa. Este o dragoste jertfitoare. Domnul Iisus a dat pentru adunarea sa. Ca să poată să formeze adunarea sa, trebuiau să fie oameni mântuiți. De asemenea, este o dragoste pasională, spune tot aici în Efeseni 5:26, nu doar ca să o curățească, să o spele prin cuvânt, ci ca să o desăvârșească, să o sfințească. Domnul Iisus nu s-a mulțumit doar să-și formeze biserica sa, doar să-i aleagă pe cei 12, doar să ne dea posibilitatea de a fi mântuiți. Sunt mântuit, am fost și botezat, sunt membru în biserică, acum nu mai contează. Domnul Iisus Hristos a mers mai departe. El nu s-a mulțumit doar să-și aleagă mireasa, dar cu multă răbdare, îndurare, pasiune, putere, lucrează ca să desăvârșească biserica sa, să o înfățișeze într-o zi în cer, spune, ca pe o biserică glorioasă, sfântă și fără pată. Și tot așa, am vorbit aseară la familie, trebuie să facă și soții pentru soția sa. Are această responsabilitate, ca și Hristos, pentru biserica sa. Și în cele din urmă, versetul pe care l-am citit din 2 Corinteni 11, versetul 2, vorbește despre o gelozie ca din Dumnezeu. Gelozia lui Hristos pentru biserica sa. Spune Pavel, sunt gelos pentru voi cu o gelozie din Dumnezeu. Acum, gelozia este de cele mai multe ori percepută și pe bună dreptate ca o slăbiciune a caracterului omenesc și de multe ori aduce probleme această gelozie omenească între relațiile noastre. Totuși vedem că Biblia face diferențe între această gelozie omenească, izvorâtă de multe ori din mândrie și din egoism, și gelozia dumnezeiască și sfântă. Pavel are grijă să adauge aici și să spună cu o gelozie din Dumnezeu, nu cu o gelozie lumească, obișnuită, de care știți voi. Cum încă din Vechiul Testament, Iehova se prezintă ca un Dumnezeu gelos, cu pretenții exclusive asupra omului. Și mulți oameni asta nu suportă la credința creștină. Și chiar mulți dintre cei care se numesc creștini, și chiar baptiști, și chiar pocăiți, nu suportă această mentalitate pe care o afișează aici și Pavel. Prea mult să pui stăpânire pe viața omului. Pastorul ăsta prea mult vrea să se bage în viața noastră. Nu-i ajunge că mergem duminica la biserică din când în când. Vrea să controleze toată viața noastră.
Nu Pavel vrea să controleze, nu pastorul vrea să controleze, ci Dumnezeu vrea să controleze. Dar această gelozie din Dumnezeu de multe ori te face să te simți că ți se iau toate libertățile. Cu toate acestea, Dumnezeu specifică foarte clar lucrul acesta. El este exclusiv. De exemplu, romanii erau un imperiu foarte înțelegător în ceea ce privește religia. Ei te lăsau să te închini la orice Dumnezeu vrei tu. Atâta timp cât te închinai și lui Nero, lui Cezar, împăratului roman. Nero a fost unul dintre ei, dar în general împăratului roman care era considerat un zeu. Puteai să fii creștin, puteai să fii ce vrei tu, ei nu-ți interziceau. Dar pe lângă Dumnezeii tăi trebuia să te chini și la Cezar. Creștinii nu s-au înțeles cu creștinii în privința asta. Ei au zis Iisus și atât. Exclusiv. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Nu este și Iisus, și lumea, și aia, și aia altă, și aia altă, și aia altă. Este Iisus și atât. El nu acceptă altceva. El acceptă doar primul loc, exclusiv în inima ta. El nu va împărți tronul vieții tale. Iehova în Vechiul Testament spune, nu voi da gloria mea idolilor. Și Israel în Vechiul Testament, ca și soția lui Iehova, este o altă relație specială. Vechiul Testament vorbește cum s-a dedat la curvie cu Dumnezeii popoarelor din jurul lor. În Noul Testament îl vedem pe Domnul Iisus împlinind profeția Vechiului Testament atunci când intră în templul la Ierusalim și scoate afară pe cei ce întinau templu și face lucrul acesta din râvna, din gelozia pentru casa Domnului, din zelul pentru casa Domnului. Fiind gelos cu o gelozie sfântă, având pretenții exclusiviste pentru folosirea casei lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel exprimă același fel de gelozie sfântă față de bisericile care iau cu ușurință calea Domnului și sunt gata să se lase ademenite așa de ușor pe o cale lumească. Spune aici în 2 Corinteni 11, mă tem, versetul 3, ca nu cumva după cum șarpele a amăgit pe Eva prin viclenia lui și gândurile voastre să fie rătăcite de la curăția și credincioșia care este Hristos. Căci, într-adevăr, dacă vine cineva să vă predice un alt Iisus pe care noi nu l-am predicat, sau un alt Duh, sau o altă Evanghelie, imediat îl primiți bine, imediat vă deschideți. Și nu sunteți atenți la aceste lucruri, căci Dumnezeu este gelos și vă dorește cu gelozie pentru El. Nestatornicia în sfințenie și curăție sau prietenia cu lumii, cu lumea, bisericile care lărgesc calea și lasă muzica, lasă moda, lasă îmbrăcămintea, lasă vorbele, lasă stilul de viață lumesc să pătrundă în biserică. Iacov 4:4 spune, nu știi tu, suflete, prea curvare. Folosește această expresie care se referă exact în acest context că prietenia lumii este dușmănie cu Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Calea Lui este o cale îngustă. Și Dumnezeu nu vrea să o lărgim. Acceptarea învățăturii false, o Biblie coruptă. 2 Corinteni capitolul 2 spune, noi nu falsificăm cuvântul lui Dumnezeu. Noi predicăm pe Iisus Hristos. Nu ne predicăm pe noi înșine. Nu predicăm o biserică, nu predicăm un cult. Mulți oameni sunt puțin surprinși dacă merg la ușă să vorbesc cu ei. Ei imediat cred că vreau să-i convertesc la religia noastră. Eu rămân în religia mea. Bine, eu nu vreau să vă convertesc la altă religie. Vreau doar să vă spun despre Iisus, despre Biblie. Noi nu predicăm o religie, noi nu predicăm o biserică, noi nu predicăm ceva omenesc. Noi predicăm pe Iisus, nu falsificăm cuvântul. Sau o altă evanghelie, așa cum spune Pavel Galatenilor. Sunt uimit că așa de repede treceți la o altă evanghelie, care nu este o altă evanghelie, dar ei pretind că este și în speță se referă acolo la evanghelia care poate să aducă oamenilor mântuirea prin credința în Iisus și prin faptele legii. Da? Iisus a făcut ce a făcut, dar trebuie să faci și tu ceva ca să fii mântuit. Este o evanghelie falsă, spune, nu există o altă evanghelie. Mântuirea este doar prin har, prin credință. Nici de cum prin faptele legii. Domnul are pretenții exclusive asupra bisericii sale, pentru că noi suntem ai Lui, cu totul. El nu ne vrea numai o oră pe săptămână sau două ore. Suntem ai Lui cu totul. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpă.
Domnul Iisus, în concluzie, are planuri mărețe, glorioase, pentru adunarea sa. Întocmai ca unire pentru mireasa sa. Are planuri mărețe, glorioase. El ne-a răscumpărat, El ne-a ales, ne-a chemat să facem parte din biserica sa. Nu a fost ideea noastră lucrul acesta. Și El vrea să ne sfințească și cu multă râvnă, cu multă răbdare, își pregătește biserica sa ca să o înfățișeze glorioasă, desăvârșită, înaintea Tatălui. El ne dorește cu gelozie pentru ține. Suntem ai Lui și nu ne va împărți cu altul. Dacă acceptăm lucrul acesta, vom avea pace în inimă. Dacă nu, vom avea multe lupte și nu vom ști cum să ne împărțim. Sunt mulți creștini astăzi care au intenții bune și sincere să slujească pe Dumnezeu, dar tot timpul au o zbatere în inimă, pentru că nu știu cum să se împartă între biserică și lume, între responsabilitățile din biserică și casă și copii și soție, și de asta spune Pavel. Aveți grijă, dacă nu puteți să faceți față la asta, mai bine rămâneți ca mine. Pentru cel care nu este căsătorit, este liber să slujească Domnului 100%. Dar atunci când te căsătorești, nu trebuie să fie așa. Nu trebuie să fie așa. Dar de multe ori, relațiile devin o piedică pentru noi în slujirea Domnului. Și în loc să ne mai îngrijim 100% cum să plăcem Domnului, ne îngrijim cum să plăcem lui mama, cum să plăcem lui tata, cum să plăcem lui soțul, cum să plăcem la soție, cum să plăcem la copii, cum să plăcem vecinilor, cum să fim oameni în lume. Și Domnul rămâne pe ultimul loc. Că El oricum este bun și ne iartă. El are răbdare cu noi. El este gelos. Și asta spune Pavel aici. Sunt gelos pe voi, cu o gelozie din Dumnezeu. Pentru că v-am logodit cu un bărbat și vreau să vă înfățișez curat, pur înaintea Lui. Domnul să ne ajute la asta.